ne îndeamnă să mințim, am fost păcăliți. Acest tip de propagandă pe care teroriștii Hamas îl fac în continuare a adunat acești adepți, numai că de ei se scapă foarte greu, pentru că propaganda merge mai departe și tot ce înseamnă rostogolire pe internet a acestor mesaje care nu au nimic în comun cu umanitatea, care nu au nimic în comun cu pacea și care nu au nimic în comun cu religia, atenție, sunt doar destructive și nu folosesc absolut nimănui. Deci recunosc chiar teroriștii că nici măcar ei nu cred că în Coran scrie așa ceva, iar pentru cine n-a citit Coranul, și mă gândesc că cei mai mulți nu au făcut asta, acolo lucrurile sunt destul de clar explicate. Nu scrie nicăieri în Coran că trebuie să omori, mai ales femei și copii. Ce se mai întâmplă între timp în Israel? Celebra actriță Gal Gadot, o știm cu toții din filmele cu Wonder Woman, este probabil cea mai cunoscută actriță israeliană, a scris o scrisoare lui Joe Biden în care îi cere președintelui american să se implice tot mai mult în eliberarea ostaticilor, iar această scrisoare a fost semnată de mai mulți actori de la Hollywood, majoritatea dintre ei de origine evreiești, și scrisoarea este intens răspândită de actorii de la Hollywood, tocmai pentru că toată lumea își dorește acum să vadă acasă cetățenii israelieni și cu dublă naționalitate, cu dublă cetățenie, să-i vadă înapoi acasă, înapoi în Israel. În partea opusă trebuie să vorbim desigur și despre civilii din Gaza, pentru că bombardamentele continuă, Hamas este în continuare dornic să distrugă ce mai poate să mai distrugă. Bineînțeles că armata israeliană îi ține la respect, însă din această cauză suferă în continuare și civilii, și una dintre reușitele zilei de ieri este faptul că americanii au reușit cumva să convingă toate părțile implicate să mențină un flux continuu. De altfel, în această dimineață chiar camioanele desemnate să intre astăzi prin punctul de trecere al frontierei de la Rafah din Egipt înspre fâșia Gaza erau deja aliniate și ele vor intra acolo. Avem în exclusivitate mărturia unui medic român și ultimele imagini surprinse după bombardamentele de ieri din fâșia Gaza. Mormane întregi de moloz, clădiri puse la pământ și misiuni contra cronometru de salvare a persoanelor aflate sub dărâmături. Asta a rămas în urma atacului din orașul Rafah, de la granița fâșiei Gaza cu Egipt. Mohammad a ieșit în stradă imediat după bombardamente și a încercat să-i scoată de sub dărâmături pe vecinii lui. Haideți să vedem imaginile obținute în exclusivitate de jurnalista Digi24, Izabela Neacu. Ce s-a întâmplat acum? Verișorii noștri s-a atacat și încă oameni încearcă să vină. Clădirea asta are peste 60 de persoane. Și speram. Acum și oamenii încă încearcă să iese de aici. 10 familii au fost distruse aici, în această zonă. Unul dintre fondatorii grupării teroriste Hamas descrie apocalipsa. În urmă cu aproximativ un an, părintele Hamas a declarat la o televiziune locală din Gaza că scopul suprem nu este eliberarea Palestinei, ci instaurarea legii islamice asupra întregii planete și eliminarea tuturor creștinilor și evreilor. اليوم انت تستطيع ان تقول اننا وصلنا الى حاله الردع والدفاع عن الارض المحتله. لما نتكلم ان احنا جيش القدس وجيش ونتكلم عن معركة الوعد الآخرة لا نتكلم فيها لأننا سنحرر أرضنا فقط ولكن لأن ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال زوى الله تعالى لي الدنيا وفي لفظ آخر الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لمن 510 مليون كيلومتر مربع وهي مساحة كل أرضية سوف تعيش حالة لا ظلم فيها ولا قهر فيها ولا خيانة ولا صهيونية ولا مسيحية غادرة ولا قتل
بهذا بهذه بحجم هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي في كل الدول العربية سواء كانت في لبنان وسوريا وفي العراق. Armata israeliană și-a repetat astăzi apelurile către locuitorii din nordul fâșiei Gaza să se mute spre sud și să rămână acolo, deși noapte de noapte și acea zonă este bombardată de forțele israeliene. Vă reamintesc, este ziua a 18-a de război. Soldații israelieni așteaptă ordinul să intre în fâșia Gaza și își cam pierd răbdarea. Vor să fie lăsați să pornească ofensiva pentru că altă variantă mai bună pentru victorie împotriva teroriștilor nu există, spun ei. Forțe impresionante sunt mobilizate în apropierea graniței, nenumărate tancuri și blindate sunt staționate acolo. Deocamdată amânarea invaziei lasă o șansă pentru un acord de eliberare a ostaticilor. Se vorbește despre 220 de oameni răpiți. Mai sunt și alți oameni dispăruți despre care nu se știe dacă au ajuns și ei în mâinile teroriștilor. În același timp, sunt îngrijorări că odată lansată ofensiva terestră, grupări susținute de Iran din regiune, precum Hezbollah, vor intra în forță în acest război. אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. פוגש את חיילי צה"ל בצפון, בדרום, ביבשה, באוויר, בים. אני פוגש אנשי מילואים ואנשי סדיר. כל הלוחמים האלה נחושים מאוד לבצע את המשימות. Rusia este deranjată de întărirea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu. Crește riscul unei escaladări a conflictului dintre Israel și Hamas, a spus ministrul rus de externe, care susține o încetare a focului. Citez, Rusia nu acceptă nicio manifestare de terorism, nicio manifestare de violență cu încălcarea dreptului umanitar internațional, inclusiv utilizarea fără discernământ a forței, a insistat Sergei Lavrov, aflat la Teheran. Acolo s-a întâlnit cu omologii săi iranian, turc, azer și armean, pentru a căuta o soluție la tensiunile din Caucaz. Штаты уже находятся в ряду лидеров, тех, кто уже вмешивается. Это и направление в зону конфликта двух авианосных групп, нескольких тысяч боевых солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, и включая тяжелое вооружение. И чем больше будет вот таких инициативных шагов со стороны, по большому счету, любого государства, тем выше риск, тем выше опасность того, что конфликт разрастется. Мы убеждены, что первым и абсолютно неотъемлемым шагом должно стать прекращение огня. Șeful diplomației chineze merge la Washington pentru a discuta despre războiul dintre Israel și Hamas. Ministrul chinez de externe va fi în Statele Unite de joi până duminică. Se va întâlni cu secretarul de stat Antony Blinken și cu consilierul pentru securitate națională al lui Joe Biden. Oficialii americani speră că Beijingul ar putea ajuta la împiedicarea extinderii conflictului în Orientul Mijlociu, iar ministrul chinez de externe tocmai i-a transmis lui Benjamin Netanyahu că toate țările au dreptul la autoapărare. Vizita are loc înaintea unei întâlniri așteptate între președinții americani și chinezi luna viitoare la San Francisco. În direct acum cu noi este dr. Ioana Constantin Bercean, este expert în Orientul Mijlociu, cercetător la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale. Ion Cebrăteanu, bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Vedem, doamna Bercean, toate aceste regrupări de forțe care au loc în contextul acestui conflict din Orientul Mijlociu. Vedem nave de război aduse de China în zonă, vedem nave de război aduse de SUA în Marea Mediterană și în același timp o încercare de negociere între cele două superputeri, Statele Unite și China, o posibilă chiar întâlnire între șefii celor două state la San Francisco.
Trebuie să ținem cont de un lucru foarte important, poate puțin scăpat în vedere în, în perspectiva invaziei Rusiei în Ucraina. Regiunea Orientului Mijlociu este o zonă în care se întâlnesc foarte multe interese ale marilor puteri, în special ale celor două mari superputeri. Ale celor două superputeri, China și Statele Unite. Întâlnirea aceasta care se întâmplă acum în Statele Unite este de fapt o pregătire a întâlnirii la cel mai înalt nivel între președintele Joe Biden și Xi Jinping. Iar pe de altă parte vedem și aceste întâlniri care au loc la Teheran între partea iraniană și cea a Federației Ruse. În Orientul Mijlociu sunt implicate China, dacă vreți, prin diplomație economică, dar pe de altă parte și Statele Unite, tot în ceea ce privește acest interes față de resursa naturală, dar și pe diplomație publică, dacă vreți, pentru că nu e așa. Noi acum, înainte de începerea acestui nou război ca urmare a atacului terorist, urmăream cu mare atenție ce se întâmplă sub umbrela americană diplomatică, această reapropiere sau normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită. Acestea fac parte toate dintr-un tablou mai mare, care acum începe să se dezvolte, lucrurile în cap, capătă deja alte valențe. Iată, vorbim deja ce se va întâmpla și dincolo de o intervenție militară israeliană în fâșia Gaza. Lucrurile încep să se miște la alt nivel, alte plăci tectonice deja se reașează și toate acestea trebuie urmărite cu atenție, pentru că ele vor reconfigura, dacă vreți, atât arhitectura de securitate regională, cât și pe partea de diplomație economică. Întâlnirea dintre partea americană și cea chineză este una foarte importantă, pentru că acolo interesele se ciocnesc, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, atât în Arabia Saudită, cât și în Israel, în Irak, în Qatar, iar întâlnirea dintre partea rusă și cea iraniană, pe de o parte, vor influența într-un fel sau altul ceea ce se întâmplă în Siria, dar în bună măsură și noua reconfigurare a unui nou război împotriva terorii, pentru că până la urmă totul pleacă de acolo. Noi am avut deja un război al terorii început în vremea administrației Bush, acum iacăte el capătă noi valențe în care din ce în ce mai mulți actori statali de la nivel internațional încearcă fiecare să se poziționeze. Doamna Percean, pentru că ne uităm așa la toți actorii ăștia importanți acum, toți care se fac remarcați în întreaga lume, eu vreau să ne uităm un pic către Hamas și către felul în care gândesc ce strategie au, pentru că poate nu am fost până acum foarte atent. Și vedeam mai devreme acea declarație a unui părinte Hamas, na, dacă putem să-l numim așa, și spunea așa că scopul lor suprem nu e eliberarea Palestinei, ci instaurarea legii islamice asupra întregii planete și eliminarea tuturor creștinilor și evreilor. Cât de periculos poate să fie asta? Această declarație, cât de periculoasă poate fi? Este în primul rând un discurs distopic, dar noi dacă ne întoarcem 10-15 ani în urmă, o să găsim o anumită familiaritate, o anumită cunoștință sau acestui fel de discurs, pentru că ne amintim că același fel de discurs l-a avut și Bin Laden, același fel de discurs l-a avut și liderii statului islamic, nu e așa, Baghdadi. Aceasta face parte, dacă vreți, poate dintr-un anumit fel de script pe care ei îl recită în fiecare zi, pentru că ei, de fapt, nu au o strategie pe termen lung. Ceea ce se întâmplă acum este, într-adevăr, un plan foarte bine pus la punct, cel puțin așa îl vedem și așa pare să fie fost, de fapt, dar urmează de văzut dacă iau și o strategie de continuitate, pentru că Israelul, desigur, va lua anumite acțiuni în forță asupra acestei organizații. Discursul acesta este, dacă vreți, unul tipic organizațiilor teroriste regionale, iar amenințările la adresa celeilalte civilizații, dacă doriți, sunt la fel de cunoscute. Nu este nimic inovator, nimic nou. Poate doar metoda de operare, dar este foarte bine de remarcat, cum a subliniat și dumneavoastră, că de fapt această organizație teroristă nu ajută deloc cauza palestiniană, ba dimpotrivă. Exact. Cred că sunt primii palestinienii, sunt primele victime ale, desigur, alături de poporul israelian, primele victime ale acestor atacuri teroriste.
Pentru că au dat în urmă cu foarte mult timp, dacă doriți, orice soi sau orice fel de negociere sau diplomație în ceea ce privește stabilirea unui nou cadru de discuții pentru un posibil stat palestinian. Și știm foarte bine, doamna Bercean, în spatele Hamas se află Iranul, o susținere constantă din partea Teheranului pentru această organizație teroristă și nu numai. Iranul, care este și s-a dovedit în ultima perioadă un aliat fidel al Rusiei, pe care o susține în războiul din Ucraina. Acum, iată, Rusia de partea Iranului, l-am văzut pe șeful diplomației de la Moscova la Teheran, este în continuare acolo, s-a întâlnit și cu președintele iranian și au vorbit despre atmosfera de încredere în care au avut loc discuțiile și despre consolidarea acestui complex parteneriat între multidimensional, citez acum din Lavrov, parteneriat multidimensional ruso-iranian. Ce înțelegem din toată această, din aceste relații până la urmă strânse între doi actori care sunt până la urmă invadatori? Unul direct, celălalt prin proxy, cel puțin până acum. O să le iau pe rând. Această întâlnire, dacă vreți, sau acest nou set de întâlniri nu sunt nicio surpriză și ele au fost și de dinainte. Această alianță de conveniență nu este un lucru nou. Iranul și Federația Rusă și înainte de războiul rece Uniunea Sovietică au fost aliați. Relația dintre Federația Rusă și Iran, într-adevăr, a căpătat noi valențe în ultimii 10, chiar 15 ani. Ei aveau acorduri de livrare și schimb de tehnologie militară încă de dinaintea invaziei Rusiei în Ucraina. Iar aceasta reprezintă, de fapt, o continuitate și pentru Sergei Lavrov este, dacă vreți, una dintre puținele țări unde poate face vizite la acest nivel. Nu ar trebui să ne surprindă absolut deloc acest soi de parteneriat. Acolo mai vorbim și despre China, mai vorbim și despre Turcia. Este, dacă vreți, o lume estică, nu, care se coalizează împotriva vestului sau se poziționează într-un anume soi de adversitate economică, ideologică, diplomatică față de Occident. În același timp observăm că și China își acoperă aria diplomatică, nu făcând aceste vizite în Statele Unite. Ceea ce privește Iranul, așa cum foarte corect ați menționat, într-adevăr acționată prin proxy și întotdeauna a apăsat această zonă în care nu poate fi acuzat de direct, de ingerință directă. Dar relațiile dintre Iran și Hamas sunt cunoscute, Iranul fiind unul dintre sponsorii recunoscuți ai organizației teroriste. Acum lucrurile poate să fie puțin mai complicate, pentru că livrarea de arme și inclusiv de bani cash, așa cum se făcea înainte, nu, este puțin mai complicată, pentru că traseul direct înspre fâșia Gaza trece prin mai multe teritorii care nu mai permit acest lucru, fie s-au tăiat aceste căi de comunicare și rămâne de văzut în ce măsură Hamas va putea rezista în fața acestui asalt israelian fără resursele financiare dinspre Iran, dinspre Qatar sau dinspre alte țări din zona Golfului. Urmărim ce se întâmplă acolo, vă ținem la curent cu toate detaliile și imaginile în timp real. Mulțumim foarte mult, a fost alături de noi Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu. Și avem noi mărturii, doamnelor și domnilor, din infern. O româncă stabilită de 29 de ani în Israel a stat de vorbă cu jurnaliștii Digi24 chiar din buncărul de sub bloc. De câteva săptămâni i-a devenit casă, nu doar ei, ci și zecilor de vecini, printre care și foarte mulți copii. Povestește că micuții sunt cei mai speriați și se trezesc noaptea plângând de frica bombardamentelor. Ea s-ar întoarce în România, însă nu vrea să-și lase în urmă copiii și nepoții. Cel mai mic are doar 7 luni și stă tot în buncărul pe care ni l-a prezentat și nouă. Vreau să-ți arăt, avem aici, ne-am adus frigidere, avem aici, dacă se întâmplă să nu putem ieși, tot felul, ne-am adus apă, ne-am adus mâncare, ne-am adus și televizor. Pentru copii, sunt mulți copii aici, o parte acum dorm, copii cu frică, care țipă, care plâng, pur și simplu nu dormim noaptea. Nu putem uita ceea ce s-a întâmplat. Și aici trebuiau să ajungă în Ashkelon. Dacă armata nu-i prindeau,
ajungeau și în Ashkelon și se întâmpla și în Ashkelon ceea ce s-a întâmplat în celelalte localități. Am nepoții cu mine aici, am o nepoțică doar de 7 luni și stăm în buncăr, totul este închis. Doar magazinele care deschid câteva ore. Eu mă duc printre blocuri, că dacă începe alarma să pot să intru într-un bloc. Mai mult mi-e teamă de copiii mei și de nepoți. Dacă vor să se ducă la magazin, nu-i las. Eu mă duc. Aici, în Ashkelon, e un sfert de locuitori. Nu au buncăr, nu au nimic. Pur și simplu stau în casă și se roagă să nu le cadă bomba. Copiii mei s-au căsătorit și au copii și nu cred că vor să plece. Și de asta și eu stau aici, rămân aici. Mi-e dor de România. Sunt clipe că îmi pare rău că am venit. Îmi trece prin camp dacă aș vrea să ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, și mergem mai departe cu informația de ultimă oră, o parte din strategie. Așa ce se întâmplă acum, armata izraeliană le cere palestinienilor din fâșia Gaza informații despre ostatici, aceste forțe de apărare izraeliene. Au folosit astăzi mai multe canale ca să comunice cu rezidenții din Gaza și ca să le ceară informații despre ostatici, oferind, practic, în schimb, și asta este un lucru important, protecție și recompensă. Mesajul transmis de armata izraeliană este următorul. Dacă vrei să trăiești în pace și un viitor mai bun pentru copiii tăi, împărtășește informații verificate și valoroase despre ostaticii care sunt ținuți în zona ta. Armata izraeliană vă asigură că va depune eforturi maxime în asigurarea securității dumneavoastră și a casei dumneavoastră și veți primi o recompensă financiară. Vă garantăm confidențialitatea deplină. În continuare, Anca, sunt aproximativ 220 de ostatici în fâșia Gaza, ținuți acolo de teroriștii grupării Hamas. Da, și dincolo de aceste ținte Hamas care sunt lovite în fâșia Gaza, se desfășoară și această operațiune de negociere, de recuperare a acestor ostatici. 4 dintre ei au fost eliberați până acum. Încă, printre cei răpiți, se numără și un român. Și mergem mai departe să ne uităm la ce spune un medic din Rafa. Sunt mormane întregi de moloz, clădiri culcate la pământ și victime nenumărate. În orașul Rafa, singura cale de scăpare, practic, a populației din fâșia Gaza, pentru că este orașul de graniță. Printre localnici este și acest medic român. Mohamed a fost surprins de bombardamente și face mărturii cutremurătoare. El a fost cel care, după atacurile repetate din aceste zile, a sărit în ajutorul vecinilor aflați sub dărâmături. Imaginile cu infernul din sudul regiunii au fost obținute în exclusivitate de colega noastră, jurnalista Digi24, Izabela Neagu. Ce s-a întâmplat acum? Verișorii noștri s-a atacat. Și încă oamenii încearcă să vină. Să scoată oamenii de aici. Oh, oameni. Clădirea asta are peste 60 de persoane. Ultimele zile au fost un coșmar pentru Mohamed. Teroarea începe când se lasă seara. Atacurile sunt frecvente, iar dimineața de vreme se evaluează bilanțul victimelor în orașul Rafa. În măsura posibilităților, când alarmele nu sună și nu se aud bombardamente, românul, alături de alte persoane, caută cadavre printre dărâmături. Nu mai putem. 10 familii au fost distruse aici, în acea zonă. Asta a fost o clădire de 5 etaje și a fost dărâmată, cum vedeți. Pentru că situația este critică, medicul român a fost chemat la serviciu și a reluat în ultimele zile activitatea în secțiile de terapie intensivă. Asta ce s-a întâmplat astăzi. Am venit din casa noastră dărâmată. Multe de 13 atacuri au fost în orașul Rafah până acum. Mai mult de 200 de oameni care au murit până acum. Am lucrat în terapie intensivă. Sincer, ce am văzut e foarte greu de imaginat. Printre victime sunt copii, tineri și bătrâni care nu au reușit să se salveze. Acum a încercat să scoată o fetiță care
A murit. Românii care sunt acum prinși în fâșia Gaza au cerut în repetate rânduri autorităților din România să îi repatrieze, dar până la această oră nu au primit un răspuns favorabil în acest sens. Și am pregătit, doamnelor și domnilor, informații legate de drogurile ce au fost găsite.